got broken into pieces by someone that you love, you love. Vara trecută. E mai mult o pasiune. Nimic mai mult. Vara vin mai des, de vreo 2-3 ori pe săptămână. Acum, timpul anului școlar, cam o dată pe săptămână. Și antrenamentul durează cam o oră jumate, în funcție de cum am timp. Ca de mic copil, bazele mi le-a pus, tatăl meu mi le-a pus de când eram mic copil, deci am un martor pentru tine. Așa, am avut întreruperi foarte lungi și am reluat în urmă cu 3 ani și jocam de 2 ori pe săptămână cu prietenii. Ce mesaj ați avea pentru domnișoarele, doamne care se uită la această? Să practice tenisul, sportul este un foarte bun... Bun pentru mișcare, pentru echilibru fizic, psihic, pentru tot ceea ce înseamnă viață. Da. Deci un bun echilibru, un factor de echilibru pentru toată lumea. E primul meu concurs și sunt mulțumită de ce am făcut. Felicitări doamnei Cici, a jucat foarte frumos. La 15 ani tu ai ajuns în final. Da, nu mă așteptam, sincer, mă așteptam să pierd multe meciuri, dar mă bucur că am reușit să ajung până aici. Mult succes în continuare! Mulțumesc! Găsiți ușor partenere de joc? Nu prea găsim. De multe ori mă confrunt cu băieți. De cel mai multe ori joc cu băieți. Dar sunt și fete. Spre surprinderea mea, este prima oară când anul acesta particip în concurs 12 doamne și domnișoare. Deci e foarte bine. Deci înseamnă că lucrurile merg spre bine. Cum a fost contra candidata, să zic așa, în final? 15 ani totuși? 15 ani cu 50 de ani, deci nu a fost corect din punctul meu de vedere, dar... A fost experiența, așa spus. Un bun exemplu pentru... Așa consider că a fost un bun exemplu pentru tineret. Deci să se apuce de sport. Felicitări. Deci se poate, la orice vârstă. Avem onoarea să facem festivitatea de premiere la Cupa Monitorul, grupa de fete. Care au însoțit toată vara asta și au fost o prezență pitorească în peisajul din tenisul sucevean. Doamna Mădălina Chirinciuc, locul 3. Bravo! Bravo, iubire! Bravo! Felicitări! Domnișoara Petreana Popovici, locul 2. Și câștigătorul ia totul. Doamna Cici Dobciuc, bravo! Bravo, bravo! Yeah.